Salutare, fraților, eu sunt Grigore și astăzi am să vă iau cu mine la o mică plimbare. Mă rog, dacă pot să-i spun plimbare, pentru că cu alte cuvinte pot să spun că muncesc pe biciclete, da? M-am angajat de curând la o firmă de curierat și transport diferite colete, mâncare cu bicicleta, da. Dacă tot am ales să iau acest job, m-am gândit că ar fi o idee excelentă să mă și înregistrez în timp ce muncesc. Și iată-mă aici cu voi în trafic, cum s-ar spune. Bă, fraților, eu am primit o aplicație de la ăștia la care m-am angajat și lucrez part-time. Și prin intermediul acestei aplicații eu primesc comenzi, frate. Mă duc la un restaurant sau știu eu ce altă locație, ridic comanda și mă duc eu la client. Am 2 ore acum programate și sper că o să și prindem ceva, adică să prind o comandă, pentru că de obicei iau câte 2-3 ore și stau degeaba, mă plimb așa aiurea prin București. Lipsă comenzi, frate, pauză. Pentru că ăștia sunt la început. E o firmă nouă înființată, au angajat 2-300 de curieri, din ce am auzit eu, și vor să intre ca lumea pe piață. Sper ca astăzi să primesc câteva comenzi ca să vă arăt și vouă așa puțin cum se treabă, cam ce înseamnă să lucrez cu bicicleta. Să îmbin oarecum plăcutul și să fac și niște bani în același timp. Nu ai nevoie decât de o bicicletă și un telefon Android sau iPhone. Și în rest, de bătaie. Mai trebuie să fie și plăcerea, bineînțeles. M-am gândit să fac acest vlog, ca să-i zic așa, uitându-mă la tipul care deține canalul Bucharest Bike Traffic sau ceva de genul. Marius parcă-l cheamă. Și am zis, bă, de ce să nu încerc și eu, frate, dacă tot mă plimb și tot o ard aiurea așa prin București, hai să fac ceva util. Dacă aveți întrebări, ceva de genul, poate o să fac și pe viitor un clip ca să vă explic exact în ce costă acest job și cum puteți să vă angajați și voi să faceți niște bani în plus. Și după cum spuneam, iată-mă în trafic, fraților, ce liberă e strada asta acum, e doar o mașină parcată acolo în față. Și eu sper în continuare că voi primi ceva comenzi, frate, ca să vă arăt și vouă cum se face o livrare. Am montat telefonul aici, mă rog, am aplicația conectată și aștept să primesc comenzi. Aici cred că s-au bușit oamenii puțin. Vreau să vă spun că eu nu sunt un conducător excelent în trafic. Adică n-am experiență cu bicicleta pe drumurile publice, de obicei obișnuiam să merg pe bulevarde, că mi se pare mai sigur, frate. Nu știu ce o să iasă din vlogul ăsta, sper să iasă ceva frumos. Nu știu cât mă ține și bateria la cameră. Ia uite pe ăștia cum vor să iasă pe aici. Pac, trece pe lângă ei. Și ne băgăm pe aici în dreapta. Vă spun sincer că nu știu încotro mă îndrept. Mă plimb așa aiurea, pentru că vreau să testez și camera asta pe care mi-a dat-o un prieten. E un GoPro Hero 4, cred. Nu știu cum se aude și microfonul aia. Sper să se audă destul de bine. Și unde e prima comandă, băi, frate, că nu mai vine. De obicei când primesc comandă, încep eu să-mi țiu așa tare telefonul. Parcă mi-e și așa urât să vorbesc pe stradă, frate, că cred că e prima dată când vorbesc singur pe stradă. Se uită lumea ciudat, ia uite și pe ăla cu camera la piept, vorbește singur. Știu că nu e corect, dar am să mă bag pe zebra aici. Dacă tot era verde. Și să-i dăm pedală, tati.
Pentru că eu sunt singurul care coboară de pe o bordură pe alta. Deci trebuie să mă dau jos aici. Mi se pare foarte ciudat, frate, să vorbesc și să se uite lumea la mine. Cred că va trebui să tot exersez ca să-mi intru în mână oarecum. A, uite, drumul blocat aici. Ok, și pe unde merg eu acum, băi, fraților? Dacă puteți vedea, ce să fac? Trebuie să mă duc în stradă, nu? Ca să pot să trec pe aici. Pentru că așa se lucrează la noi, în România. N-am ce să fac, trebuie să mă duc frumos în stradă ca să pot să trec. Am să mă dau jos de pe bicicletă și am să merg pe aici. Cu riscul că mă va lua careva pe capotă. Da, ce să zic, e foarte, foarte interesant. Și locuri ca acestea găsești peste tot în București. Am să vă mai arăt în vlogurile care vor urma, sper că vor mai urma și alte vloguri. Bine, de obicei nu mă plimb chiar ca și acum. Stau liniștit pe o bancă undeva și aștept să primesc comandă de la ei. Băi, fratele, s-a dus și ora asta și eu încă tot n-am primit o comandă de la ăștia. Ca să vă arăt cum mă mișc eu în mințiune, ca să zic așa. N-are rost să merg prin trafic, am să merg liniștit pe aici. Probabil am să mă așez pe una din băncile astea la umbră. Chiar așa am să fac, pentru că mai am o oră din program și sper totuși să primesc o comandă. Și am să aștept aici pe banca asta vreo jumătate de oră și dacă nu am să mă îndrept către casă. Probabil auziți sunetul magic. Chiar în acest moment am primit o comandă de la băieți. N-am să mai pierd timpul și, mamă, e 7 km pe total. Am să-mi prind telefonul aici. Deci eu pe o distanță de 7 km din punctul de preluare al comenzii până la client. Și n-am ce face decât să mă urc pe bicicletă și să-i dau bici, frate. Deci cam asta e, fraților, am primit acum o comandă și am să bag un pic așa viteză, cât mă ține. Am o comandă la Distor Donner București Mall. Cred că o să fac vreo 5 minute până acolo. Va trebui să urc în mall, să preiau comanda și pe urmă să mă duc la client. Bă, se făcuse verde după o secundă și ăsta a început să claxoneze pe ăla din față, frate. Bineînțeles că am prins roșu, dar am să-i dau așa încet încet, chit că nu este voie. Sper să nu vină nicio mașină. Am să leg bicicleta aici. Și am să mă duc să iau mâncarea, frate. Bună, am o comandă pe numele Constantin Vieru, da. Ok, da, mersi. Și acum nu rămâne decât să aștept, frate. Va dura puțin până vor pregăti comanda. Și ne auzim în trafic după ce preiau comanda și mergem către client. Da. Am băgat mâncarea frumos aici, la căldurică. Nu știu ce o să vedeți voi din toată treaba asta. Mă închid frumos. Ne îndreptăm către
șoseaua Olteniței numărul 105. Mamă, dar mă mișc cam încet să moară Bibi, Gibi. Să moară Gigi. Să moară Gigi că nu dă bani la galerie. De ce nu susții, băi, Gigi, PRA-ul? E o galerie frumoasă, nouă înființată. Dar Gigi ăsta nu dă bani, bă, deloc la galerie. Tot ce vedeți voi la Steaua, la FCSB în prima ligă, e făcut din banii suporterilor, frate. Acum ne vom încadra pe banda din partea dreaptă. Și ne îndreptăm către San Plața. Vrei să-ți făcut ceva? Vrei să mă întrebi ceva când s-a fără gătăuși la geantă? Ne încet așa, dar ne plătește la oră, știi? Adică nu contează că face. 12 lei. Nu, noi suntem de la Glovo, ăia dau, noi dăm mai mult, de 12 lei pe oră la noi. Dar bine, na, la ora de astea era sol de biciclete, te cam rupe. Uite că i-am văzut pe băieți. Hai, salut. Mă așteptați de mult? Acolo ești de la asta. Și cam asta a fost, băi, fraților. Am făcut și prima comandă pe ziua de azi. Cred că din zona asta de unde mă aflu acum mai fac aproximativ 10 minute până acasă. Și cam asta a fost, băi, frații mei. Cu voi a fost Varlam și ne vedem data viitoare. Pa, pa!